Aproximativ 25 de milioane de lei au fost investiți în aparatură medicală pe parcursul anului 2015 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Astfel, în cursul anului 2015 a fost achiziționată aparatură de ultimă generație pentru mai multe secții din cadrul spitalului. A cumpărat un fibroscop pentru intubații dificile cu care a fost dotată clinica ATI, două aparate de ventilație mecanică neonatologie pentru clinica de neonatologie. De asemenea, s-au cumpărat 13 videolaringoscoape și 10 sisteme de intubație dificilă cu care au fost dotate blocurile operatorii, clinica ATI și compartimentele ATI din structura spitalului și unitatea de primiri urgențe a spitalului, 16 defibrilatoare cu fonduri de la Ministerul Sănătății, prin care au fost dotate de asemenea blocurile operatorii, clinica ATI, compartimentele ATI și anumite secții clinice. În momentul în care am spus anumite secții clinice, clinica de ATI de asemenea a mai fost dotată cu 3 aparate de ventilație mecanică de înaltă performanță. La nivelul laboratorului de anatomie patologică am reușit să-l aducem la standarde moderne. A fost o investiție de 1.634.835 de lei. Una dintre dotările importante ale spitalului a fost reînnoirea ecografelor. Am dotat spitalul cu ecografe de înaltă performanță, un ecograf de înaltă performanță la clinica de obstetrică-ginecologie, una la clinica de cardiologie, unul la clinica de pediatrie, nu, două la clinica de pediatrie, 3 la clinica de radiologie și 1 la clinica de gastroenterologie. De asemenea, a fost îmbunătățită și calitatea intervențiilor chirurgicale oncologice. S-a achiziționat o cameră gamma cu detectarea nodului Santinelă pentru ca precizia intervențiilor chirurgicale oncologice să fie cât mai mare și aceasta a fost dotat bloc operator. De asemenea, tot pentru îmbunătățirea calității intervențiilor chirurgicale s-au cumpărat două generatoare cu frecvențiile pentru intervențiile chirurgicale cu radiofrecvență a varicelor, cu care au fost dotate de asemenea cele două blocuri operatorii de chirurgie. S-au mai cumpărat două platforme electrochirurgicale pentru buna desfășurare a actului chirurgical, 10 electrocautere, tot pentru o bună desfășurare a actului chirurgical. Având în vedere caracterul regional de urgență al spitalului, au fost investiții la nivelul blocurilor operatorii. S-au cumpărat mese de operații de înaltă performanță pentru bloc operator de ortopedie, o masă de operații de înaltă performanță pentru o sală de operații de neurochirurgie și, de asemenea, pentru bloc operator de chirurgie generală. Tot la nivelul sălii de operații de neurochirurgie, s-a făcut o investiție într-un microscop operator de înaltă performanță. Valoarea investiției a fost de 1.864.997 de lei. Această investiție a avut sursă de finanțare mixtă, atât de la Ministerul Sănătății, cât și de venituri proprii. Și secția clinică de ortopedie a beneficiat în anul 2015 de set motoare ortopedice, masă de operații cu extensii ortopedice și aparate de radiologie mobil.